Salutare lume, Proteicea și bine ați venit la un nou video. Astăzi ne vom uita la o serie de jocuri, să le spunem așa, de la Lex Hobby Store. Mulțumesc, Lex, pentru oportunitate și anume la seria uh, Povești întunecate. Povești întunecate, uh, haideți să-i spunem așa. Poate fi considerat un board game, eu le-aș spune că pot fi considerate și o activitate. Eu am aici doar cele 3 uh, povești întunecate, 3 povești întunecate 1 și uh, povești întunecate morți hazli. Uh, deci uh, 3... Uh, trei din cele șapte care există traduse de către Lex din această serie. Aveți linkul mai jos către pagina Lex unde o să vedeți toate cele șapte, dacă nu mă înșel variante povesti întunecate care au apărut deja traduse în limba română. General vorbind ce scrie pe cutie sunt 50 de povești, o să vedem exact ce este cu, cu ele, respectiv se joacă în 2 sau mai mulți jucători, deci se poate juca la oricât de mulți, respectiv se recomandă vârsta de 12 ani, deci peste 12 ani și datorită faptului că sunt povești întunecate, cum zice și titlul, deci nu este chiar pentru copii subiectul, nu greutatea jocului și timpul poate să dureze în funcție de câte povești sau prin câte povești vreți să, să treceți. În fiecare cutie, cum spuneam, sunt 50 de povești și acum haideți să vedem exact despre ce este vorba. O să ne uităm la în una din, din cutii la această... în acest video nu o să mergem la masă având în vedere că mecanica jocului e foarte simplă și o să vă arăt aici. O să deschidem... Aici povești întunecate, morți, hazli. Se deschide așa frumos. Țac. Aveți aici un, un regulament. Regulamentul este în principiu despre cum să să dai indiciile și o să vedem exact despre ce este vorba. În fiecare pachet sunt 50 de astfel de, de cartonașe. Vedeți, în cazul acesta, lăcomia se plătește. Și ce se întâmplă? În, în acest joc trebuie să fie un uh, povestitor, ca să spunem așa în modul mai simplu și restul jucătorilor care trebuie să găsească soluția la această poveste. Și la cartea la care ne uităm noi, o să spoil-ui cartea asta având în vedere că fie carte, fiecare carte este ca sine stătătoare o poveste, deci dacă nu este ca la cărți escape, nu sunt legate între ele. Deci aici o să spoil asta să vedeți despre ce este vorba, de exemplu lăcomia se plătește, unde zice în loc să arunce o dovadă incriminatoare, un hoț a scăpat de el însuși. Și acum, ce se întâmplă? Asta este povestea de introducere, și acum întrebarea este către ceilalți: masterul știe că poate să se uite pe, pe spate, și întrebarea merge către ceilalți jucători. Ok, ce s-a întâmplat? care este problema. Și ceilalți jucător poate să se ajute întrebând sau punând întrebări la care masterul sau povestitorul poate să răspundă doar cu da și nu. Aici în regulament mai sunt niște reguli, de exemplu, dacă um, Jucătorii pun o întrebare care nu are nicio relevanță cu povestea, povestitorul poate să spună na, nu are nicio relevanță cu povestea sau nu are nicio legătură cu povestea sau așa mai departe. Dar în mod normal jucătorii trebuie să pună întrebări în așa fel încât povestitorul să poată să răspundă cu da sau nu. Asta este toată chestia. De exemplu, poate să întrebe, hoțul era mic sau scund și povestitorul poate să zică da, poate să zică nu. Având în vedere că o să vedeți imediat despre ce este vorba, care e soluția, poate să zică nu are nicio relevanță cât de mare este. Deci există chestia asta, dar asta decideți voi în grup cum vreți să faceți. Puteți să dați răspunsuri și care nu au nicio relevanță sau puteți să ajuta, ajutați jucătorii să ajungă la soluția lor. Și acum ca să vedem care este soluția la această poveste. Uitați aici, zice așa. Asta este poza. O să citesc eu că se vede destul de greu. Zice așa. După ce un bărbat din St. Louis irelevant a furat un hot dog de la o tonetă, tonetă, de pe stradă, el a încercat să înghită în fugă dovada, adică hot dogul, cu ghinion însă. În graba sa, acesta s-a înecat cu ultima înghițitură din prada sa. Deci, practic, așa a scăpat de el, s-a omorât cu acel hot dog. Există 50 de astfel de, de, povești în fiecare din cutii și fiecare cu teme diverse. Asta hasli, astea sunt chestii hazli, astea sunt Pur și simplu povești întunecate și vedeți jos la link mai multe, mai multe variante. Deci mecanica, observați, una foarte simplă. Există o poveste de început, există o persoană care știe soluția și ceilalți jucător încearcă să ghicească ce s-a întâmplat în această poveste, întrebând lucruri la care, la care povestitorul poate să răspundă cu da și cu nu. Cam atâta. Cu, după ce ați văzut acum despre ce este vorba, aștept comenturile voastre mai jos sau completări și păreri și celor la care s-au jucat deja. Din punctul meu de vedere, un pachetel din ăsta este întotdeauna fain să-l ai. De ce? Lucrurile sunt foarte distractive, nu sunt chestii foarte simple, având în vedere că unele sunt foarte out of the box și trebuie să te gândești așa pe după colți. Sunt... Aici zicem neaparat un board game, dar activitatea asta de a, ghici, de a ghici povestea se poate juca și pe mașină, cât timp nu este șoferul, masterul, se poate lua foarte ușor în concediu și e foarte, foarte distractiv. Nu trebuie niciun fel de setup, nu trebuie absolut nimic complicat și, într-adevăr, sunt 50 de povești care, după ce le-ai făcut odată... Le știi cum ar veni răspunsul, dar dacă tu îl ai ca povestitor și se schimbă grupurile sau îmi, mergi cu alți prieteni prin excursii, prin tabere, întotdeauna o să fie distractiv să ai așa ceva la, la tine. Și pe lângă asta, există șapte variante. Deci, șapte ori 50 sunt multe povești pe care puteți să le, le, folosiți. Din punctul meu de vedere, cum ziceam, foarte, foarte interesant, întotdeauna e bine să ai o din asta dacă ești fan a acestor povești și a găsi soluții și cum ziceam, este o chestie care se poate face foarte, foarte simplu și poți să-l foarte, foarte simplu după tine și să te distrezi maxim cu grupul tău de prieteni sau nou cunoscuți sau ce vrei tu sau cu cine vrei tu. Deci, cum ziceam, recomand, mai dată mulțumesc Lex pentru oportunitate. Mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. Nu uitați să dați un subscribe aici și un like la pagina Protiplace pe Facebook să fiți la curent cu absolut toate activitățile care le avem, evenimentele, conținutul și așa mai departe care le avem în cadrul Protiplace. O seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao ciao.